Luna este unul dintre cele mai folositoare lucruri oferite de natură. Fără aceasta, o zi pe Pământ nu ar mai fi de 24 de ore, ci numai de 6, ceea ce ar face viața pe planeta noastră să fie mult mai periculoasă decât este în prezent. Prin urmare, vor fi o mulțime de furtuni și vânturi puternice, iar pe timpul nopții ar fi întuneric complet. În plus, Luna dă stabilitate Pământului, dându-i o înclinație perfectă de 23 de grade, acordându-ne oportunitatea să vedem toate cele 4 anotimpuri. Cu toate acestea, imaginează-ți că un răufăcător malefic decide să explodeze brusc singurul satelit natural al Pământului. Poate el să ducă acest lucru la bun sfârșit? Și dacă da, ce se va întâmpla după aceea? Probabil că doar geniile malefice și disperate se pot gândi la ideea de a arunca Luna în aer. Motivele unei acțiuni atât de ciudate sunt greu de înțeles, dar totuși, haideți să presupunem că unui geniu malefic nu îi place de această bilă albă uriașă care atârnă din diverse motive pe cerul nostru și aduce numai beneficii planetei noastre. De exemplu, poate că datorită lupilor care urlă la lună la miezul nopții, răufăcătorul nu poate dormi noaptea. Cred că încep să-l înțeleg și eu. Înarmat până în dinți cu arme nucleare, rachete balistice și planuri mărețe, răufăcătorul nu a luat în considerare faptul că imediat după dispariția bruscă a lunii de pe cer, Pământul va fi măturat de un tsunami uriaș. Adevărul este că gravitația exercitată de lună atrage în permanență apa de pe planeta noastră, de la poli până la ecuator. Odată cu dispariția satelitului natural, apa va inunda regiunile de coastă. Imediat după retragerea apelor tsunamiului gigantic, vântul și valurile vor amorți, iar surfingul va fi imposibil pe planeta noastră pe vecie. În plus, astronomilor le va fi mult mai greu să exploreze spațiul odată ce Luna va dispărea, pentru că satelitul Pământului poate servi drept punct de transbordare pentru călătoriile spațiale pe termen lung. Dar haide să ne imaginăm că răufăcătorului nostru ipotetic nu este frică de niciun tsunami sau alte efecte negative pe care le va avea dispariția Lunii și decide că o va distruge indiferent de consecințe. Din fericire pentru noi, nu există nicio sursă de energie și putere disponibilă umanității capabilă să cauzeze orice fel de pagube satelitului nostru natural. Dar dacă răufăcătorul nostru deține o armă mai puternică decât orice altceva de pe Pământ? Ei bine, după cum știm cu toții, planetele și sateliții naturali au forma circulară datorită echilibrului hidrostatic. De fapt, orice planetă este doar o bucată mare de magmă și rocă care orbitează o stea în spațiul cosmic, iar datorită acestui lucru, niciun munte de pe Pământ nu este mai înalt de 9 km. Presiunea uriașă creată la baza unui munte uriaș va forța pietrele să se topească. Cu alte cuvinte, dacă cineva lansează o încărcătură explozivă către Lună, care să facă o crăpătură în scoarța sa, aceasta va dispărea pur și simplu, ca și cum nu ar fi existat niciodată datorită mantalei sale. Însă, nouă ni se pare că răufăcătorul a decis să nu se oprească aici și a reușit cumva să arunce în aer Luna. Cu o singură superarmă nucleară, acesta a reușit să pulverizeze Luna. Însă, pietricelele mici și mari care au rămas din satelitul nostru natural nu vor dispărea pur și simplu, ci se vor aduna și vor forma o nouă Lună datorită forței gravitaționale. Poate că noua Lună nu va fi la fel de frumoasă cum a fost înainte, însă asta contează mai puțin. Poate veți fi surprinși de ce urmează, dar același eveniment a mai avut loc în sistemul nostru solar. Cel mai mare satelit natural al planetei Uranus, Miranda, este un fel de satelit zombie pentru că în trecut a fost distrusă de un corp ceresc foarte mare care s-a lovit prima dată de Miranda și apoi a ricoșat către Uranus, întorcând satelitul natural cu capul în jos la propriu. Destrămată în bucăți, Miranda a decis să nu dispară, ci să renască cu ajutorul forței gravitaționale. În prezent, cel mai mare satelit natural al lui Uranus are din nou o formă rotundă și trăiește fericit cu cicatricile trecutului. Așadar, acest eveniment dovedește că Luna noastră nu poate fi distrusă pe vecie pentru că va renaște la nesfârșit? Ei bine, o să vă spun un secret. Singura modalitate prin care Luna poate dispărea pentru totdeauna este dacă aceasta se ciocnește cu un corp ceresc foarte mare, mai precis, puțin mai mare decât Luna în sine.
Fragmentele de rocă rezultate în urma unei astfel de coliziuni vor cădea peste tot pe pământ, distrugând toate formele de viață, iar între timp unele vor rămâne pe orbită, formând inele frumoase în jurul planetei noastre. Din păcate, nimeni nu va fi în viață să vadă o asemenea minunăție a naturii. Acum știți și voi că nu este o idee bună să distrugem Luna. În primul rând, nu vei reuși pentru că este o sarcină extrem de grea, iar în al doilea rând, chiar dacă reușești să faci Luna să dispară printr-o explozie măreață, doar ca să vezi ce s-ar întâmpla, ei bine, nimic bun nu va rezulta dintr-o asemenea acțiune dezastroasă. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!